Bună ziua. Multe evenimente au avut loc în ultimele săptămâni pe scena politică din România. Putem spune că a fost o perioadă extrem de agitată și în ceea ce privește viitorul țării noastre. Toate aceste aspecte și multe altele le voi dezbate astăzi la puterea știrilor, alături de jurnalistul Rareș Bogdan, moderator al emisiunii Jocuri de putere de la postul de televiziune Realitatea TV. Bună ziua. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Salut, bună dumneavoastră tuturor cititorilor și urmăritorilor de la PS News să pe care îl apreciez. Vă mulțumim. Ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader, lucrează la o ordonanță de urgență prin care să fie anulate sute de decizii inclusiv cea prin care liderul PSD, Liviu Dragnea a fost condamnat în dosarul referendum. Implicit, procesele vor fi rejudecate de ce această bătălie în domeniul justiției? Vedem, din ce în ce mai abrică în ultima perioadă. Simplu. Sunt, la ora actuală, cred că Tudor Toader este cel mai infect personaj din spațiu public românesc, pentru că, spre deosebire de precedentul ministru al justiției, Florin Iordache, care era un om acultural și cu școlile făcute pe la 35 de ani prin Marea Universitate din Bălți, Republica Moldova, Tudorel Toader nu este un om lipsit de școală. Este doar lipsit de caracter, de onoare și de bun simț. Așa că dânsul se pune în slujba Partidului Stat, a liderului suprem, încercând să le aducă ceea ce caută de doi ani de zile. Mă întreb cum va arăta în Europa, cum va arăta în lume, momentul în care 374 de procese, de sentințe finale, vor fi anulate sau vor putea fi atacate. Repet, sentințe definitive și aproximativ 800 de condamnați sau unii dintre ei cu, suspend, cu care au primit uh, condamnare cu suspendare sau chiar achitare vor fi, dacă doresc și dacă vor obține de la judecător acest lucru, trebuie spus acest aspect, vor fi vor intra în rejudecare. Unii dintre ei, intrind într-o rejudecare pe cauze care foarte probabil sunt în perioadă de prescriere sau au intrat în perioada de prescriere. Asta arată că România e ca un fel de țară insulară de tip Vanuatu. Acolo uh, deja e cunoscut în spațiu public Pepite, președintele, <coughs> președintele Parlamentului din uh, Marea țară de 250.000 de locuitori din Oceanul Pacific a anulat condamnarea pentru el și încă 13 parlamentari. Este singurul caz, singurul precedent din istoria recentă. Nici Erdogan, nici Victor Orba, nici fratele Kaczynski în Polonia nu a procedat așa. Ne îndreptăm spre un model de tip belarus Lukashenko, Venezuela, că tot e la subiect la zi Venezuela, lui Hugo Chavez sau lui Maduro, și de tip Rusia lui Putin. Deci pentru România o astfel de decizie pe care încă sper ca doamna Dăncilă și nu și-o asume, va însemna ieșirea din Europa din punct de vedere al statului de drept. Nu vom mai avea nicio legătură cu un stat de drept în momentul în care anulezi sentințe definitive pentru persoane, foarte important, pentru persoane care au ocupat funcții importante în statul român, pentru că cine a ajuns la completurile de 5? Au ajuns exact acele persoane care au ocupat funcții în în înaltă administrație, în administrațiile județene sau locale, care ocupa funcții de miniștri sau care au făcut afaceri în cadrul oamenilor de afaceri cu uh, statul. Este sfidător, rușinos, mizerabil, o palmă dată oamenilor corecți, onești, cinstiți din această țară. Se încearcă salvarea lui Liviu Dragnea acum, înainte de alegerile prezidențiale. De ce nu acesta poate fi candidatul PSD la alegeri? Eu n-am putut să nu spun că mi-aș dori foarte mult ca Liviu Dragnea să fie candidatul PSD la alegeri, pentru că în cazul în care va fi candidatul PSD, PSD va fi pentru prima dată când nu va scoate mai mult de 25% nici în primul tur, nici în turul 2. Așa că Claus Iohannis ar câștiga cu Liviu Dragnea între 70 și 75%, mai mult decât în urmă cu 5 ani de zile. Eu cred că încă în PSD mai sunt oameni care gândesc și îți dau seama că un om care în momentul ăsta este demonizat, un om care am văzut ce s-a întâmplat, ea în a patra zi în care liderii PSD sunt fluierați, sunt huiduiți. Astăzi încă... la Iași chiar. Deci au fost așa, au fost în Giurgiu, duminică, luni au fost la Sibiu, marți au fost la Brașov, ieri cred că au scăpat de huiduiel, dar s-au făcut de râs în Bruxelles și Strasburg, astăzi prin cormoranii care nuată în, piscin, în piscină, la în România, domnul Daia, și Astăzi și doamna Dăncilă care neagă holocaustul, iar astăzi au reușit performanța ca nici măcar liderii locali, care de obicei mai sunt acceptați de către populația din provincie, să nu mai fie acceptați în marile orașe ale României. Dacă la Iași au fost fluierați, cum au fost fluierați și oamenii au vorbit lucruri foarte clare. Acolo am văzut chiar la voi pe PS News, mi se pare că pentru PSD sfârșitul e foarte aproape. Din păcate, și pentru România, nu doar pentru PSD. În egală măsură, am văzut că au fost reluate protestele în stradă, însă de data aceasta au fost mai puțini participanți, așa cum eram obișnuiți, spre exemplu, la ordonanța 13. De ce credeți că e o scădere? De ce această scădere în numărul protestatarilor? Nu. Oamenii au obosit. Doi. După represiunea din 10 august, Tivio Dragnea. Carmen Dan și șefii jandarmeriei, liderii PSD, au obținut exact ceea ce și-au propus, adică să bage frica în protestatari, iar acum nu sunt decât propuneri, nu sunt decât eventuale proiecte. În momentul în care ordonanța ar fi dată, sunt absolut convins Creziți că strada că se va ajunge din nou milion, la scenariul. Fără nicio discuție, Clujul va aduna peste 50-60 de mii de oameni, Timișoara 30-40 de mii, Iașu 30-40 de mii, Brașovul 25-30 de mii, Sibiu 40 de mii. Vă dau, uh, pentru că știu cum se mișcă aceste orașe unde PSD nu are nicio șansă. Iar uh, în București, în cazul în care se va da ordonanța, cu zăpada doamnei Firea sau fără zăpada doamnei Firea, am înțeles că au început să strângă de-aseară mormanele de zăpadă, uh, în piața Victoriei vor fi ușor peste 100.000 de, mii de oameni. Oamenii nu se lasă călcați în picioare. Nu vom părăsi toți România așa cum își doresc cei de la PSD. Ia asta și-ar dori. Să plecăm cu toții cum au plecat cei între 500 și 800.000 de, mii de români după represiunea din 13-15 iunie 1990. Nu vom pleca. Le dau o veste tristă. Vom lupta cu ei și nu vom pleca cu orice riscuri. Există riscul unor violențe, așa cum a fost și să escaladeze? Deocamdată, Știm lucru: că toate violențele din 10 august au fost provocate de persoane infiltrate. Nu știm, pentru că nu vor să ne dea încă rezultatele uh, celor infiltrați, dar au fost 3 400 de personaj, de, de oameni infiltrați între protestatari. Unii au fost de la jandarmerie, alții au fost din diferite grupări, interlope, alții au fost din uh, nuclee dure ale unor uh, ultrași, alții au fost uh, aduși pur și simplu de la firme de pază din județele Old, Craiova. Deci lucrurile cu siguranță nu vor mai putea fi puse ca o copie a ceea ce s-a întâmplat pe 10 august. Pe 10 august au pregătit foarte bine. Noi ceilalți nu am crezut că vor face asta, mai ales că diaspora nu e diaspora dreptei sau diaspora stângii, e diaspora României. Nu credeam că vor permite să calce în picioare oameni care nu au mai fost în România de 10-15 ani, cum am întâlnit persoane venite din Canada, din Statele Unite, din Australia, din Marea Britanie, care nu au mai fost de unii din Marea Britanie de 5-6 ani și care au trăit o, un moment absolut, absolut înfiorător. Deci nu cred că ceea ce s-a întâmplat atunci, pentru că jandarmeria, oamenii onești din jandarmerie, că sunt și din ăștia, au înțeles, au înțeles că au sărit calul. Au înțeles că au depășit limitele și au înțeles că vor plăti. Dacă a plătit Vișinescu și Ficior, dacă plătește Iliescu după 30 de ani și Gelu Voicam Voiculescu, Petre Roman, care sunt inculpați, Virgil Măgureanu, uh, nu vă, cine poate să creadă că cu Coș, Paraschiv, Sindile, Cazan și ceilalți șefi ai jandarmeriei nu vor plăti? Eu sunt absolut convins că vom plăti și vom afla și, și cine l-a lovit pe Vlad Gheorghe, omul cu mâinile ridicate, și cine i-a lovit pe ceilalți pe oameni, și cine a lovit femei fără apărare, și cine au lovit cu, a lovit cu piciorul pe de așa, așa așa. Vom afla tot. Și cine i-au scos afară pe uh, turiștii israelieni și i-au uh, bătut uh, în față la, uh, la intersecția dintre frații Buzei și Barbu Știrbei, vom afla toate lucrurile astea. Și cine a deturnat două mașini de intervenție uh, de la poliția română, luptători, foștii luptători Dias, acum au o altă denumire, uh, spre, un, uh, spre așa zise violențe, la, în zona agenției Tarom, respectiv a McDonald's-ului și încă un fast food, mai rețin numele, din zona Piața Victoriei Buzești, vom ști toate lucrurile astea. le vom afla pentru că o parte din ele procurorii deja le știu. Vinovații pentru 10 august vor plăti mai devreme sau mai târziu. Sigur, astăzi îi protejează Carmen Dan și Liviu Dragnea. Nici Ceaușescu n a fost veșnic la putere. Nici Iliescu, nici Năstase, nici Victor Ponta. Și toți cei care atunci au săvârșit atrocități, au plătit. Eu le spun uitându-mă în cameră. Colonelul Sindile, Ionut Sindile, colonelul Cocoș, colonelul Paraschiv și majorul Cazan vor plăti pentru ceea ce au făcut pe 10 august la solicitarea și în slujba unui singur om, pentru că atunci au transformat uniformele de jandarmi, apropo de ziua de 24, de unirea noastră, care nu e deloc mică, e o unire mare, făcută de oameni mari. Știți că arma jandarmeriei a fost înființată de Alexandru Iancuza. Acești oameni și-au bătut joc de arma jandarmeriei și au transformat uniformele de jandarmerie în uniformă de partid social-democrat sau socialist. Lucrurile astea nu pot fi uitate, pentru că nemulțumiri sunt inclusiv în interiorul jandarmeriei. Jumătate din informațiile primite de mine și de colegii mei, au fost de la jandarmi din interiorul structurilor mei. E greu să ne. Da, noi Așa am fost sancționați. Asta pentru că cei din CNA au fost obedienți, pentru că s-au comp comportat slugarnic, pentru că nu și înțeleg menirea. Cum să amendez un post de televiziune cu cea mai groaznică decizie, suspendarea emisiei pentru 10 minute, pentru că a, rel a relatat evenimentele din 10 august. A cum adică? Prima, adic din prima, e, prima de acest gen și mi se pare grav pentru că alte posturi de televiziune au avut plângeri de 1500-1600 de plângeri. Noi am avut 140 de plângeri pe tot anul 2018 și am primit 56 de sancțiuni. Deci o treime din ele s-au mai bine de o treime s-au soldat cu sancțiuni. Posturile care au avut 1400-1500 de sancțiuni de plângeri au avut între 10 și 20 de sancțiuni și acelea ridicole, la Azi nivel deranje. pecuniar. Ăsta, noi, noi vom deranja pentru că presa liberă deranjează. Statele care vor să devină autoritare, uh, tiranii în devenire, sunt deranjați de presă liberă și de jurnaliști corecți, onești, de comentatori onești. Vom deranja în continuare, nu ne vom opri, dar uh, sunt absolut convins, așa cum am fost convins în 2000. 14, cum am fost convins în 2015, apoi în 2017, când ne-am poziționat ferm în susținerea protestelor, în 2012-2013, când ne-am poziționat ferm în susținerea protestelor pro, anti-Roșia Montană din stradă, singura televiziune, în afară de nașul la vremea respectivă, nu am greșit aceste poziționări. Nici în 2012-2013, nici în 2014, nici în 2015, și nici în 2017 sau 2018, sunt convins că adevărul va fi de partea noastră. A noastră, a voastră și a încă 3, 4, 5 site-uri și a multor oameni, în schimb, care pe Facebook, în online-ul românesc, iată că Facebook a ajuns la peste 9 milioane de conturi în România, ceea ce este o cifră uriașă, <coughs> sunt active 8 milioane 900 din 9,3 milioane, asta spune multe despre despre forța pe care o are. Până să reglementeze ei internetul și să ne oprească așa cum dorește Carmen Dan sau Codin Ștefănescu, mai durează. Noi vom lupta și credeți-mă, sunt foarte îngrezător că vom câștiga. Dacă nu vom câștiga noi și pe noi ne vor lua pe sus, vor câștiga cei care vin după noi. Pentru că oamenii nu vor să trăiască în autocrație. Oamenii nu vor modelul turcesc. Ei vor democrație. Le place prea mult Occidentul, le place prea mult Parisul și Londra sau Roma pentru a se uita spre Sankt Petersburg, spre Moscova sau spre Frunze sau spre Minsk. Nu cred că vor asta. Anul acesta vom avea două serii de alegeri. Vom avea alegeri de parlamentare și prezidențiale, chiar la sfârșitul anului. Cum vedeți dumneavoastră, cum arată peisajul politic înainte de aceste alegeri? Cum arată opoziția? Păi... Dacă PNL își face o listă inteligentă, are prima șansă indiscutabil datorită organizațiilor, datorită structurilor de partid, atât PNL cât și PDL, care astăzi sunt împreună, e singurul partid în afară de PSD care are organizații, structuri, în toate cătunele, satele și comunele României. E singur. Va fi interesantă și mișcarea pe care o fac cei de la USR plus, plus, acolo lucrurile, dacă merg împreună cu Dacian Cioloș pe primul loc și cu o listă inteligentă, nu mi se pare că lista cu Clotil Darmon și chiar cu domnul Ghinea este cea mai bună alegere. În schimb, Dacian Cioloș va fi o locomotivă în anumite zone ei pot să scoată un scor bun. Adică cred că împreună pot să scoată undeva între 16-18%, se pot duce chiar spre 20%. PNL, datorită structurii și dacă își pun o listă deșteaptă, dacă înțeleg că trebuie să pun o listă bună care să includă și public rezist și public de oameni care nu au mai fost în politică și care vor să voteze oameni care oameni nu au fost noi, oameni noi oameni. Atunci PNL-ul poate lua 23-25 pentru că prezența la vot va fi mică Pe prezență mică la vot sunt avantajate cele două mari partide PSD și PNL În cadrul PSD va fi probabil cea mai proastă Cel mai prost scor electoral pe care PSD-ul va înregistra Asta și datorită faptului că o parte Din, trebuie spusă, o parte din votanții PSD Fug spre Victor Ponta și spre Pro-România Acolo alături de Victor Ponta, pe lângă Bănicioiu, Daniel Nicolae, nu Nicolae, Daniel Constantin, uh, Rache și ceilalți, Câmpeanu, care e un personaj interesant, directorul de la USAMV, sunt câțiva lideri care reușesc să magnetizeze în zonele lor. Boșcodeală, Suțuianu, Rus, Crețu. Corina Crețu e un aset foarte important pentru că a avut o prestație bună pro proromânească ca Comisar European. Și însă a crescut foarte mult ca prezență. E un, e un simbol pentru socialdemocrați venind din zona Iliescu, din zona vechilor socialdemocrați. Deci, scorul PSD nu va fi un scor, dacă începe cu 2, se pot fi fericiți. Nu va fi niciun caz cu 3, pentru că Victor Ponta va înfea un scor din două cifre. Nu va fi sub 10% scorului, scorul Pro România. Dacă și ceea ce știu eu că se mai duce spre el din liderii PSD se va, se va întâmpla. PNL va lua sub 30, dar peste 20. Partidul sau alianța lui Dacian Cioloș Dan Barna va fi interesantă în măsura în care vor reuși să acopere. Ei au două mari probleme. Prima dintre ele se numește prima dintre ele se numește zona Moldovei, unde USR nu există. Zona Dobrogei o parte din Oltenia. Ei sunt foarte puternici în București și foarte puternici în Transilvania Banat și parțial pe Bucovina. Restul zonelor sunt complet neacoperite. Cine? Cele două partide au Cine? sub 10%. Nu, organizații nu au, vorbesc strict la nivel de imagine. Eu m-am uitat pe segmentare, pe două, trei sondaje. În Moldova, pur și simplu, sunt sub 10%. Roșie și PNL. Deci acolo și în parte PNL-ul cu Pro România și cu nu degeaba a ales Victor Ponta să meargă la la Iași. Unde i s-a întâmplat ceva, ce nu i s-a mai întâmplat lui Ponta din 2014. Deci de patru ani. Pentru prima dată după patru ani, într-o piață publică au venit oameni să facă fotografii cu el. Ceea ce e foarte rar pentru un om politic. Oamenii politici nu sunt foarte iubiți în România, afară de Claus Iohannis, nu sunt mulți cu care oamenii să-și dorească să facă fotografii. A, dacă eu mă duc în spațiu public cu oreste, cu oameni din media, facem fotografii. Oamenii politici mai puțini în România. Nici măcar Cioloș, Barna, spre atât să-i recunoască, să fie recunoscut Iau o de recunoaștere majoritatea. Greu și la liberal să facă. Adică, sigur, dacă sunt în Alba, face Hava poze cu Alba Iulienii. Dacă sunt în Cluj, face Boc poze cu clujenii. Dacă sunt la Oradea, face bolojean, în poze cu orădenii. Dacă merg lideri naționali, oamenii nu se înghesuie pentru asta. Deci astăzi a fost un fenomen interesant, dar asta nu înseamnă că vor uita de derapajele lui Ponta. Ponta încă n-a dovedit că a învățat ceva din aroganțele și din sfidarea din 2013-2014. Trebuie să dovedească că a învățat ceva pentru a, fi reevaluat. Dar are șanse să-l bată, nu, nu, pentru că PSD e PSD. E un partid unde și datorită celor trei televiziuni pe care le dețin, Antena 3, România TV și TVR, care e total pro-PSD, n-a mai fost, cred că, din 2003-2004, de pe anul ăsta, se tvr așa. Deci în ultimii 15 ani, situația TVR-ului nu a fost atât de tragică cum este acum, pentru că jurnaliști foarte buni, extrem de buni, uh, sunt îndepărtați, și au fost ridicate tot felul de nulități care, din păcate, au pus TVR-ul în slujba totală a liderului PSD. Și deci cele trei televiziuni țin captive zone întregi din populația României. Și va fi greu să scadă PSD-ul sub 18-20% din cauza asta. Foarte, foarte greu. Repet, dacă cele trei televiziuni ar juca corect, echidistant, echilibrat, PSD-ul se prăbușește complet. Cât propaganda, seară de seară, zi de zi, ne explică că pentru creșterea euro la 4,9 lei la băncile comerciale astăzi, nu este vină, nu este de vină domnul Vulcov, Orlando Todorovici, Tăricianu și Dragnea, ci sunt de vină cei din BNR sau străinii, vor fi oameni în țara asta care să creadă asta. Da, da. Oricine e vinovat, numai ei nu pentru politicile absolut uh, dezastroase, ridicole pe care le fac. Nu poți să. Sigur, eu am spus întotdeauna trebuie impozitate companiile multinaționale după modelul Poloniei, Ungariei, Cehiei, Franței, Italiei, dar nu poți să ataci în felul în care o fac ei companii care au 1,5 milioane de angajați români, un milion și jumătate de angajați români. Nu poți să-ți să-ți să joc de. Un sistem bancar care, bun rău, a reușit să țină economia în picioare în 2008-2009, în timpul crizei economice. Nu poți să lovești în plex cele mai mari bănci, singurele bănci românești care au mai rămas, 100% românești, Transilvania, Eximbank și CEC, pentru că sunt singurele care nu o să poată să-și externalizeze activele. Cei din, străin, din România, e simplu, deja au început ca dacă eu vreau un credit de un milion de euro la o societate, să nu mă mai ducă la firma din, la sucursală sau la centrala din București, ci mă trimit direct la Viena, la Milano sau la Paris, în cadrul celor trei mari bănci, vorbesc aici de Unicredit, de Erste, BCR și de Societe General BRD. Ei nu te mai, sau Raiffeisen, ei nu te mai trimit, dacă vrei credite de peste un milion și ai active și garanții suficient de clare, nu-ți mai dau banii de aici. Pentru că aici îți dau cu 5, 6, 7, 4,5 într-un caz fericit o bândă. Îți dau din Milano, de la Centrală, îți dau din Viena, îți dau de la Paris sau de la Lyon și îți dau cu 1,8, 2,5, maxim 3. Știu că, din Asta din reușește v -a v -a domnul Vulcov. În 2000... Dar, postare, dar, În... -a -a un an, cred? Da, eu am, am atras atent. Eu sunt foarte preocupat de economie pentru că știu că ori Politic, deci țara aceasta se aseamănă foarte mult cu Italia, extrem de mult, nu doar noi ca populație, ci și modalitatea în care înțelegem politică. Să sperăm că nu vom ajunge în situația în care să alegem între populiști deșanțați de timp Movimentul 5 Stele și extremiști radicali de, timp, de, tipul, de tipul Lega lui Salvini. Să sperăm că nu vom ajunge acolo și că încă partidele își vor păstra o anumită decență pro-europeană, cel puțin cele de dreapta. Ei bine, în Italia, singura care a ținut Italia la suprafață și n-a prăbușit a fost economia. Pentru că economia italiană n-a fost foarte legată de politic. Politica italiană e mai proastă ca la noi, dacă vă puteți închipui. În schimb, economia Italiei este atât de puternică, mai ales în cele trei mari centre, Milano, Torino și Bologna, încât reușește să nu fie foarte dependentă de mișcările politice și de măsurile politice de la Roma. Ei, România rezistă tocmai pentru că economia României s-a desprins de politic. Ordonanța 144 din 21 decembrie, cea moșită de Vulcov, Dragnea și Orlando Teodorovici și asumată, aprobată de Călim Popescu Tăricianu și Varujan Vosganian, face exact acest lucru. Reintr reintră masiv statul, guvernul, reintră masiv în jocul economic. BNR-ul este sub asal de un an și jumătate. Să ne înțelegem, am fost trei oameni care am fost foarte critici la adresa BNR-ului, datorită nepotismului din interior, datorită unor politici protecționiste la adresa băncilor străine. Pe noi ne-au transformat, pe mine, de exemplu, și pe Câțu, din critici sau pe negrea, din critici puternici ai BNR, am devenit susținătorilor, pentru că ne dăm seama că e o, o pavăză în calea pesedizării, de fapt nici pesedizării, Dragnizării, a imbecilizării Totale a economiei românești Și am devenit mari susținători Pentru că mai reprezintă un echilibru Dacă BNR-ul nu va interveni Euro se va duce în, în S-ar putea să nici nu mai poate interveni Să se, se ducă în 5 lei, la 5 lei euro Economia nu mai contează declarațiile Tembele ale lui Codrin Ștefănescu, Aberațiile lui uh, Vâlcov, prostiile Lui Dăncilă, Daia Sau, uh, sau uh, sau pur și simplu stilul de dictator sud-american al lui Dragnea sau prostiile Orguței Vasilescu sau al lui Mitralieră Rădulescu. Nu vor mai conta astea. Economia va fi cea care va fi ca un lest. Ii va scufunda pur și simplu. Numai că odată cu PSD vor scufunda și România. Și asta nu putem accepta. La 5 lei crește tot. Și pentru votantul social-democrat și pentru votantul de dreapta. Nu mai contează. Bine. O, o, o Bine. Nici nu... Totul e să fii pregătit și să nu faci exact cum făcea Comisia de Prognoză în urmă cu 5 ani, în 2008, nu, mai mult, cu 11 ani, în 2008, când Comisia de Prognoză, cu același șef care e acum, în Palatul Victoria, exact cu același șef, care e acum șeful Comisiei de Prognoză, toată lumea, Lehman Brothers, se prăbușea în 12 septembrie. Cădeau băncile, cădea cădeau bursele și în România avea plasă de siguranță. nu Numai pentru așa ceva, nu ar fi trebuit deferit justiție. Pentru declarațiile tembele pe care le-a făcut atunci când i -i invita pe români în luna august deci în septembrie cădea e, economia mondială și în august, septembrie, octombrie din cauza campaniei electorale din România Tăricianu Vorb, și Băsescu vorbeau despre români care să cumpere case în Florida. Nu se poate să-ți băjuci de un popor care trece la limita subzistenței să-i să cumpere case în Florida. Decât dacă ești tembel dacă n-ai nicio legătură cu țara asta. Și Tăricianu vine acum să se prezinte ca alternativă. Omul care a, a, a vândut, a făcut primele afaceri cu turbinele de la Vatec, de la porțile de fier 2, omul care a cedat, mă uitam ieri la, îl ascultam cu declarațiile că Claus Iohannis spunea România, în nu e rușine, 2,5 miliarde de euro a pierdut România, 2,5 miliarde de euro din cauza, din cauza pierderii moștenirii. Gojdu, avocatul lui Gojdu, care ar fi trebuit să aparțină studenților români, bisericii ortodoxe, sunt curțile Gojdu, clădiri impresionante în centrul Budapestei. Tăricianu a renunțat la ele. Tăricianu a cedat platoul continental al Mării Negre companiei Sterling. Tăricianu a ajuns la putere, a ajuns ministru al industriilor și ca așa se numea atunci, nu al economiei, și după șase luni sau cinci luni de zile, Poșta Română cumpără șase 1.400 de mașini Citroen de la compania pe care el a adus-o în România și o reprezenta. Tu vrei să fie alternativă la... El a angajat 400.000. 400.000 de, de, de funcționari. Deci el a mărit aparatul bugetar de la 900.000 la, 900 la 1.3 milioane în România. Cum să fii tu alternativă la, 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 la țara aceasta? Mi se pare, Mi se pare pur și simplu sfidător că toți, toate personajele astea vechi din politica românească se spală, fac un duș și își închipuie că românii sunt atât de proști încât să-și închipuie că sunt uh, ca noi. Nu sunt ca noi, sunt aceiași, toți. Iar ei să dispară din politica românească. Ar trebui să vină un nou val care să salveze țara asta. Și avem oameni suficient de buni în toate zonele, îi pot activa peste tot. Și în zona de dreapta, și în zona stângii. Pentru că e nevoie. Nu trebuie să existe doar partide de dreapta, nu trebuie să existe doar politici, uh, politici de dreapta, trebuie să existe și partide de tip demo sau chiar partide pro-România sau PSD, dar cu oameni reformați, nu cu mitică buzatul care e de 18 ani sau de 20 de ani președinte de Consiliului Județean într-un județ care e în top 5 sărăcie. Nu cu personaje drept dragnea care vrea să salveze o țară după ce a îngropat un județ. Cum poți să salvezi o țară când județul tău n-ai reușit să-l ridici și ai județul cu cele mai multe comune neracordate la sistemul de canalizare și la sistemul de gaze. Cum poți tu să salvezi o țară de la, de la căderea în neant? Cum? Tuturor legați ochii, parcă ne-a ne pur și simplu Dumnezeu, nu ne-a lăsat să gândim în urmă cu 2 ani și jumătate, când prezentau aberațiile acelea cei din, din PSD și noi am combătut suficient. Ăsta e singurul lucru care mi-l mi-l reproșez. Că și eu și ceilalți. Dar, sigur, noi o facem cum o facem ca jurnaliști. Trebuie să facă partidele mai puternic. Trebuie să facă președintele mai puternic. Trebuie să facă de aceea încioloși mai puternic. Să nu se lase prostii de consilieri și de prieteni că el va fi oricum prim-ministru. Trebuie să lupte cu ei. Pentru că atunci scorul PNL nu era de... sau al USR nu era de 20 respectiv de 90%. Ar, Ar trebui să fie mai unită, să nu se mai atace să gând, se gândească la momentul Convenției Democratice, să se gândească la momentul Alianței DA, care au fost două momente astrale pentru dreapta românească, Convenția 96, Alianța DA în 2004 și să caute puncte comune. Și mai ales să vină cu alternativa economică clară, să vină cu programul economic, pentru că nu pot să abandonez asta reproșez eu dreptei, că abandonează pensionarii în mâna Hrăpăreților PSD Nu-i voie să faci asta Pensionarii au Sunt votanți pentru, pentru toate zonele politice Ei trebuie să înțeleagă exact Că dacă dreapta vine la putere Nu le taie nimeni pensiile Nimeni nu-i trimite la Din nou la muncă la 75 de ani Dar în același timp Dacă niciun partid nu-și va asuma clar Răspicat Cu orice riscuri Anularea tuturor pensiilor speciale cu excepția judecătorilor unde să fie doar amendate, nu anulate, pentru că judecătorii nu pot avea business-uri, nu pot avea proprietăți multiple. Acolo e o situație specială. În rest, nu contează că sunt servicii, că sunt militari, că sunt absolutori, că sunt o mulțime de categorii, Au ajuns să aibă pensie specială liftierele din Parlamentul României. nu e normal. Parlamentarii în, în Austria, eu fiind din Cluj, pentru mine, Austria e foarte aproape, da? Și mergeam, e mai, era mai ușor să ajung, în, să ajung în stațiunile din Austria la schi decât să ajung pe Vara Prahovei. Că făceam 5-6 ore până pe Vara Prahovei și până acolo făceam tot la fel și schiam în alte condiții. Și la fel ca mine fac mulți ardeleni. Ei bine, în Austria, primarii din zona Tirolului, spre exemplu, sau din Salzburgerland, erau, lucrează și consilierii prodomo pentru comunitate. Nu iau niciun ban. Iar la noi au pensii speciale pentru două mandate de consilier sau două mandate de vicepreședinte, de consiliu județean. Nu-i știa nimeni și iau pensii speciale. Parlamentarii români iau pensii speciale, își măresc salariile. Este inadmisibil așa ceva. Dar repet, ca italienii. Italienii au cele mai mari salarii, de, mai mari ca nemții și ca britanici. Au cele mai mari salarii, au 12.000 de euro. 9.000 deputații și cei uh, 100 de senatori sau 99 de senatori uh, au uh, 12.000 de euro într-o țară sărăcită. Noi semănăm mult, repet, dar noi nu avem renașterea italienilor și noi n-am avut Imperiul Roman. N am avut Imperiul Roman când ne-au cucerit. Noi n-am avut Imperiul Roman ca să avem pe ce sta. Și n-am avut renașterea italiană și epoca medievală. La fel, noi am fost, eram prin munți și prin Ardeal, eram prin cetățile, prin, prin burgurile săsești și prin cetățile vechilor organizate. Noi nu avem istoria italienilor, nu avem nici moda italienilor, nici industria italienilor, nici arta italienilor, nici turismul de 24% din PIB. Avem un turist care face sub 1% din PIB. Și, și e normal să scadă pentru că nu avem nici bani de promovare, pentru că nu avem infrastructură, pentru că vara românii pleacă pe litoral, unde n-a existat nicio regulă, nimic, totul este haotic. Sigur, toți mergem pe litoral românesc. Eu mă duc cu nostalgia vacanțelor cu părinții mei și îmi duc copilul pentru nostalgia de atunci. Dar să fim serioși litoralul arată jalnic, jalnic. Mamaia s-a mai schimbat ceva, în rest, și-o bătut joc de tot. De absolut tot. Prefer zona de nord dinspre Năvodari și Vama Veche, capetele litoralului. Sau gura portiței, pentru liniște. În rest, unde să mă duc? Să, să vezi, să vezi uh, cum Jupiter, Saturn, Capa Aurora, Venus, nu s-au schimbat deloc. Te doare sufletul. și-au bătut joc de Neptun, Olimp, deci noi nu... Tu, dacă mergi la, să, să, încerci să faci balneo, de deci să faci turismul pe care ungurii și, și austriecii și cehii câștigă bani enorm, noi avem izvoare, avem bugăție naturală. Ne-am bătut joc de băile Herculane, dacă te duci, plângi. Deci dacă intri în băile Herculane, pur și simplu plângi. Dacă intri în borsec, te ia cu durere de stomac. Deci peste tot, dacă te duci pe la Căciulata, la fel, la Olănești, nu se poate așa ceva. Alea trebuiau să fie, alea erau aseturi fantastice pentru, pentru turismul, balnear din România. Nici asta n-am făcut. Mă întreb ce am făcut, de fapt, în 30 de ani, în afară de faptul că am făcut niște miliardari în euro. Ce am făcut dintre politicieni? Ce am reușit să facem noi 30 de ani? Să fim țara cu cele mai puține autostrăzi ne vor întrece și uh, albanezii în curând? să fim singura capitală europeană, europeană, nu din Uniunea Europeană, europeană, care să nu aibă centură ocolitoare, nu există niciuna. Nici una. Ungurii o fac pe a doua, pe lângă M0. Bulgaria au o centură la Sofia, îți vine să-i aplauz. Bulgăroii cu cea fac groasă, de care noi râdeam acum 10-15 ani, au o centură fac... Tirana are centură ocolitoare. Iar noi, ferească Dumnezeu să intri pe centură vara, când începe sezonul estival, venind dinspre Ploiești, sau coborând de pe autostradă, că te ia, faci pe centură mai mult decât până la Constanța. Nu reușim să prelungim. Suntem. De, mi se face pur și simplu. Îți vine să plângi. Cred că ungurii n-au reușit să lege Ferihag, ambos, uh, 1 și 2, adică aeroportul lor din Budapesta, cu metrou. Cred că n-au reușit, n am mai zburat de 10 ani de pe Ferihag, dar atunci nu era legat cu metrou de centru Budapest. S-ar trebui acum să fie reușit, pentru că autostrada a au adus-o până la Beretiu, Ifalo, până la granița cu România. Au trecut de brețeni de mult, încă 50 de kilometri. Noi nu reușim. Suntem ridicoli absolut. Să legăm otopeniu, aeroportul nostru, care a sărit de 12 milioane de, de utilizatori, de pasageri, vom ajunge la 15 milioane, să legăm de centrul Bucureștiului. Nici suprateran, cu o linie supraterană, pe gara Băneasa, și nici subteran. Ce națiune e asta? Și atunci lumea zice, domnule, este exagerat, ești radical când spui că ar trebui arestați toți miniștrii transporturilor din 90 până azi. Nu sunt exagerat deloc. Sunt rațional și sunt cât se poate de echilibrat. Dar sunt un om care vede, care simte, care vede că în țara asta sunt atât de multe lucruri care nu s-au făcut. Spitalele sunt praf. Israelienii la 40 de ani Dau jos spitalul. Acum vor să treacă la 20 și la 30 de ani în cadrul unor spitale. Nu că le sugrăvesc sau rad pereții, nu. Le dau jos și le reconstruiesc. Pentru că sunt bacterii care intră în pereți. Noi avem spitale la centru la universitar, marile clinici Clujene din Timișoara, din Mureș, care sunt de pe vremea Mariei Tereza. De pe vremea Mariei Tereza în București în spitale care sunt de la 1890, de pe lui Carol I. Nu se poate. Nu, nu, nu. nu. Cum să spun? îți vine, deci după ce îți dai seama câte lucruri nu avem, câte bătaie de joc e în țara asta, îți vine să spui, tu dar de ce să lupți că nu merge, nu se poate, poporul ăsta nu este în stare. Eu cred că poporul e în stare. Eu cred că conducătorii nu au fost în stare să gândească românește. Pentru că, uite, intram la voi și urmăream niște scenete de la ea și de la Focșani cu ce am avut la 1859. Am avut politicieni. La 1918 am avut politicieni. Am avut oameni care au avut viziune pentru țara lor. În 1918, după unire, ca să recunoască unirea la marile tratate din 19 și 20, Brătianu și-a luat moșia cu care venise soția lui în căsătorie, femeie bogată, și a vândut-o. Știți ce a făcut cu banii? A plătit campanie de PR în Le Monde, în le Figaro, în marile ziare ale Franței vremii, a făcut conferințe, a dat mese, a făcut, a făcut, a făcut recepții să le explice celor de la Paris de ce trebuie recunoscută Unirea. Ce politician din România dă un pahar de apă sau își vinde un telefon mobil sau o bucată de pământ ca să facă ceva pentru țara aceasta. Ei doar iau, ei doar iau. Ei am avut politicieni. Când a venit Maniu și Alexandru Vaida Voievod, mari artizani ai, ai Unirii Transilvaneni, erau, au fost membri în Parlamentul de la Viena și de la Budapesta. Și i s-a oferit lui Iuliu Maniu, care timp de 9 luni a condus Viena, și a făcut curățenie în Viena, într-un moment foarte complicat. I s-a oferit să devină guvernatorul Transilvaniei. Era un moment în care Imperiul se prăbușea. Și Iuliu Maniu putea să devină guvernatorul Transilvaniei. După modelul din urmă, cu 200 de ani, pe care l-a aplicat Bruchenta la Sibiu, când a devenit județ Sibiu și apoi guvernator. Tot oferit de, de împărăteasă. Ei i s-a oferit asta. Și Iuliu Maniu a preferat să-și unească teritoriul Transilvaniei cu țara, mamă, decât să devină conducătorul unei provincii în interiorul Imperiului. Câți politicieni mai au astfel de viziune? Câți politicieni mai gândesc? Alexandru Vaida Voievod a fost de trei ori premier al României. De trei ori premier al României în perioade diferite. Și n-a existat nicio acuzație în ziarele vremii de corupție. Au existat. De, pentru unii, politici au existat. Nici o acuzație de corupție și n-a făcut un ban. A cheltuit bani. Marghiloman, la fel, a pierdut bani. Premierul din anul Unirii, de la începutul anului Unirii. Aștia sunt oameni care au făcut istorie în țara asta. Și noi avem niște personaje. Nu le pot rosti numele pentru că mi se face rău. Personaje care ieri s-au dus la Bruxelles și n au făcut de râs au inventat cuvinte, premierul României a creat un scandal diplomatic, până și traducătorii s-au temut să traducă ce spunea doamna Dăncilă. Era un Erau nu poți să vorbești de negarea holocaustului, decât dacă ești nebun, dacă ești cretin, absolut. A cea mai nenorocită formă de a suprima un popor. Nu există în istorie așa ceva. Șase milioane de cetățeni omorâți. Nu se ierte niciodată, oricât de, poate să stea în genunchi Nemții nu o să ierte niciodată Israelienii pentru ce au făcut, deși cei de acum nu mai au nicio vină. Dar e greșa la istorie, va fi greu, e o culpă grea asta care va merge sute și sute de ani. Așa cum noi, în Transilvania, ne va fi foarte greu să iertăm pe cei de la Budapesta pentru ce ne-au făcut bunicilor ăsta, bunicilor noștri. Nu pentru cei din pe etnicii maghiari din Transilvania. Ei sunt frații noștri, pe cei de acolo. Nu o să iertăm foarte ușor pentru ce au făcut în 1940, în 1918, e, va fi foarte greu să uităm. Pentru că fiecare am avut străbunici, bunici, care ne-au spus lucruri. Și e greu. Culpa istorică, știți, m-am dus pe 26 decembrie la Mărișel. Mărișel e o comună la 1200 de metri, cu un platformă, o, o un platou superb, deasupra Clujului, la 50 de kilometri. Este în vârful munților Apuseni. Este o comună fondată de către cei care fugeau din calea poterei și a grofilor maghiari români și se refugiau acolo pentru că nu urcau poterele până sus, erau urși, lupi și erau greu de prins între păduri, erau între păduri. <coughs> și acolo m-au dus să-mi arate ceva. Oamenii, noaptea, după colinda, după cu preotul, cu preotul, da? Și mi-au arătat, și uite, acolo sus, vedeți luminița era zăpadă de 1,20 m. Da, nu sus. Au ținut special să mă duc un kilometru jumate prin zăpadă. Cu mașina până la un dat. Și acolo sus e să stră, stră nepotul celor care l-au trădat pe Horea. Ăștia sunt români. Ăștia sunt transilvanieni. Deci istoria, după atâția ani, atâtea sute de ani, nu se iartă. Acolo sunt cei care au l-au trădat, stră, stră, stră nepoții celui care l-au trădat pe Horea. Mulțumesc și eu. Când doriți dumneavoastră. Să vedem în ce stare mai află românia. Noi luptăm, domnișoare, doamnă, noi, dragi colegi de. noi vom lupta. Noi nu vom ceda. Cu oricâte presiuni vor fi. Voi, noi, cele site-urile care mai există încă libere în țara asta, vom lupta și vom fi liberi. Nu o să poată să ne punem în picioare în genunchi, credeți-mă vor face toate eforturile, va fi un an complicat, vor încerca să arunce lături, să compromită lideri ai, lideri ai societății civile, lideri mass media care nu se supun lor, lideri politici, nu vor reuși.